Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi €1 gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul RAUL2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, am o mare rugăminte la voi. Vă rog eu mult de tot pentru mine, pentru inimioara mea, să intrați în descriere acolo pe linkul de la video acesta de pe Facebook și să dați aici un like. M-ar ajuta super mult, mă rog, nu pe mine, m-ar ajuta foarte mult pe iubita mea Andrea. Bă băieți, intrați aici, își dați un mare like. S-a înscris la nu știu ce concurs, nici eu nu știu exact despre ce e vorba, dar m-a rugat să dau și eu like și am zis să o ajut, așa că intrați, vă rog eu frumos, mult de tot și dați acolo un like, așa, pentru sufletelul meu, bă băieți, ca să fiu și eu fericit. Dați acolo un like, nu costă nimic, efectiv dați un click pe linkul ăla și ați dat like aici. Mersi mult, bă, de tot. Bă băieți, vreau să vă spun că dacă vreți să jucați alături de mine pe episoade, cum au făcut acești băieți în episodul ăsta, puteți să vă luați membru pe canalul meu, orice fel de membru, nici măcar nu este important, nu este relevant, depinde cum vreți voi să mă susțineți și puteți să intrați pe Discordul meu, acesta este Discordul meu, aveți link în descriere jos de tot, dacă dați în descriere la social media o să aveți link către Discordul meu și puteți să vă logați cu YouTube-ul, cred că știți deja, dar dacă nu o să vă arăt și eu, dați aici pur și simplu pe setări utilizator, dați pe tabul de conexiuni și dați să vă logați cu YouTube-ul, iar după ce vă logați cu YouTube-ul o să aveți automat gradul de membru la mine pe Discord și dacă dați aici mai jos o să vedeți o cameră members only. Eu de obicei mai anunț, adică și astăzi am anunțat pe chatul general că joc alături de membri și vă chem pe voi aici în camera asta de members only. Aici o să intru și eu alături de Zido sau cu cine mai joc eu sau poate și singur și eu să intrăm toți în meci. Deci fraților, dacă vreți jucați alături de mine puteți să vă luați membru, dar nu vă îngrijorați, joc și cu abonați. Aveți din nou în descriere un link către un grup de Facebook CSGO Hacking România, iar acolo din când în când mai anunț când joc meciuri și dacă sunteți abonați sau orice, nu contează, îmi lăsați acolo un comentariu cu codul vostru de invitație și vă invit în meci. Deci și membrii și abonații pot juca fără mine, ăsta fără mine, doamne, cu mine, nu este discriminare sau ceva de genul, dar vreau și eu să-i ajut pe membri, adică dacă tot vă luați membru la mine pe canal să aveți și beneficii, să zic așa. Hai să trecem la episod. By the way, bă băieți, am uitat să vă zic, la achiziționarea cheatului pe care îl folosesc eu aveți primul link în descriere cu cheatul acesta sau mă rog după linkurile cu Eneba. Băgați aici codul de reducere RAUL2K, dați apply coupon și vă dă o reducere. În cazul acesta am salvat 2,5 €, ce este super șmecher. Hey! Să moară Jaxi. Să moară Jaxi, ce am putut să fac, Jesus. Ai văzut, Ilie, faza? Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod de CSGO Prime Hacking alături de Z2K. Astăzi o să mă cinstesc cu... Taci din gură. Bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Prime Hacking aici din seria noastră de RAUL2 Global. Jucăm cu ATARON 240 de Hz, cu Snow Andu și cu Christy Spider și cu Snowys, cred că. Băi, lăsați-mă mă și pe mine să intru în ei, mă. Băi, are unul spin? A, nu. Băi, coaie, unul are legit anti-aim de la ei. Are hack, are legit anti-aim. Hai mă. De unde? Pentru că-l văd cum îi face capul, coaie. Și l-ai... Da, ăștia, gata, l-ai văzut, coaie. Dar nu l-ai văzut, mă, că tu ai partajare, nu l-ai văzut cum făcea cu capul. Ba da, dar nu știam că... Ba, așa face dacă ai legit anti-aim-ul în blană, dar fii atent că mă ocup eu de legit anti-aim-ului lui acum. Mă ocup eu acum de legit anti-aim-ului, bă, băie, stați un pic așa că... Ia zi, Mandu, că mă bazez pe tine, câte like-uri facem la acest episod, așa? Un goal. 5.000. Zi, mă, Andule. 2360, bă, băieți, deci în acest episod trebuie neapărat să facem. 2369. Da, mă, asta am vrut să zic și eu, dar hai, lasă că nu mai zic. Deci 2369 de abonați, asta mă, să intru un pic eu în ăla cu tu zgura. Mamă, Iliuțo, ai văzut asta? L-ai culcat? Nu l-am culcat, bă, ia fenta aici, fenta. Oh, no. Hai, mă, vino, mă, bă, gămeș. Sit, Iusel. Și unul, și unul. Ia fi atent, mă. Fenca, acum își bagă spinul, ce face aia? Ia fente. I-am dat hit, coaie, i-am dat hit. I-am tras fix lângă cap. Hăți. Băi, coaie. Vei că vreau să joc la 9 scopuri, că acum... Băi, i-am dat hit. Hăți, Johnule, hai mă, că nu dau eu 9 scopuri cu scout-ul. Gata, hai. 1 mort. 2 morți. Hai mă, dați rași toți, băga mi-aș. 3 morți. Ultimul PB, bravo mă băieți, hai mă că vă cară un pic RAUL2K așa. Dați și voi un like mâine, că vă car meciul ăsta, să vă și voi în cap. Vă un pic RAUL2K așa. Vă cară RAUL2K un pic așa. Espea, da, stai că mă ocup eu acum de afent. 1, uiuiuiuiu, 1. Băi, coaie, n-am mai putut să mă întorc AVP-ul, n-am mai putut să mă întorc din cauza mouse-ului, coaie. Vine unul pe under, aveți grijă băieți. Da, nu, e unul pe mid, vrea să dea pic, vezi că te-am salvat, mane. Te-am salvat toată roiz, Daddy, și acum le-au și pe ăsta de aici. Hai, bossule, hai. Hai mă, tu zgura ta. Și mai ești doi pe mid, unul mort. Și tu... Nu, mort, ok. Dau-i, băieți, dau-i, dau-i, dau-i. Mamă, băieți, ce se întâmplă aici, băieți? Ia ziceți, mă, că voi ați jucat și cu mine și cu Ilie. Care dă mai bine, eu sau Ilie? M-auziți, mă? Ziceți, mă, care dă mai bine, eu? Gata, fii atent aici, fii atent aici. Că și-au dat timeout. Timeout for... I-a zis că și-au dat timeout. Le-am dat câteva runde mai obvious, fiți atenți. Băi... Cum să scrii ăștia încet, insert in game sense. Mamă, vezi că mi-aș intra cu Neverlose-ul, vezi că aș fi în stare să intru cu Neverlose-ul, fără mișto. Duceți-vă toți pe B și țineți B-ul, nici măcar pe mid, că îi țin eu și de pe mid dacă vin. Nici măcar mid nu vă duceți. Ai grijă, Orange, te rog eu mult de tot, ăsta Orange, doamne, Yellow. Ai grijă că s-ar putea, hai că vin pe A, e bine. Hai mă să vă băgam ea și... Băi, mi-a dat smoke la fix. Na mă, mi-au, și-a băgat mi-au citul, că direct cap și-a luat, ești nebun la cap, vrei să te mint. Încă unul. Hai mă, injectați-vă citul, băga mi-a și... Încă unul. Hai mă! Injectați-vă citurile, băieți. Injectați-vă citurile, încă unul. Hai mă, băieți! Hai mă, băieți! Hai că vă las pe voi să mai faceți kill-uri 3, vargă, v-am luat toate kill-urile de sub nas. Ultimul intero. Cred că s-au palat, nu știu unde. Acolo, undeva. Băi, coaie. Intero. Încerc să-i dau un nou scop. Ăla cred că are hack. Da, mă știa. Băi, ce mă știa, prostă, vezi că te știe. Ia du-te pe el să văd. Ma, ne știe asta, mă, ia. Sunt curios dacă îmi dă Free Fire. Hai, mă, tu zrasa, mă, te. Vino, mă. Bravo, Cristi. Mă mai lași pe voi să faceți kill-uri, că numai eu am făcut kill-uri. Dați-se, uite, Iliuțo. Bă, băieți, chiar azi nu jucăm cu Iliuțo. L-am dat afară pe Iliuțo, nu mai are voie să joace cu mine, pentru că m-a trădat. Ne-am certat, rău de tot, ne-am făcut server de Minecraft și mi-a furat un diamant din chest și ne-am certat rău de tot și nu mai vorbesc cu el. Să facă, ce mă frate, dacă îl cheamă Zido, eu trebuie să fiu sclavul lui sau ce? Unde scrie asta? Bă, îți dau faza asta să o pui acum, ai chef să o editezi. Da, bă băieți, fiți atenți la faza asta când m-am certat eu cu Ilian în 2017, ce nervos eram pe el pe live, ia că vă las acum. Știu eu, frate, de ce doar robotic, că fără vrea e prost cu el, se crede, șmecherul se crede că dacă e Zido trebuie, Zido e mari sau nu. Z2 e Z2 mare, dar sincer, el crede că dacă îl cheamă eu trebuie să-l ling în cul, eu trebuie să-l ceam prietena lui, eu trebuie să fiu sclavul lui. Și nu pui, prost asta e, dă-l în pula mea de prost. Sincer, chiar nu mă interesează, prost rău. Gata, cum ziceți bă băieți, cum vi s-a părut? O să o pun, să mortu, dar numai să nu uit, Băi, coaie, e miau ăla, vedeți că e codatul, ai grijă la el, ține-l, aici că e codatul. Stai că zic eu, când se faci Free Fire, stai mă, spec pe el. Da mă. Nu, ai grijă că e codatul cu aia, ai grijă, te rog eu mult de tot. Vezi că te așteaptă, Băi, bravo, las că e bine, Mi-au ăla așa băgat codul, dar nu e stare să joace, că el are 2 cu 6 să moare Jaxi. Dar am văzut că vă urmărește prin perete, n-aș pare rău de tot. Să le apară, să se enerveze, că nu puteți să-mi dați kick. Zi, we can't kick him, he has a teammate. Ia uite-l cu aia cum așteaptă, futu-ți gura, mă. Cred că primesc și ei info totuși. Cred că și ei primesc info totuși de la cineva din echipa lor. Mi se pare cam dubios cum dau picurile astea. N-au scop. L-am ratat. Hai bossule, dă-i pic. Băi, coaie, ce pic mi-a dat. Mi-a făcut schemă aici, nebun. Orange, vezi că e aici, în dreapta, jos. Intru acum cu digul. Ia să văd, mă, cât am, ce setări am aici pe digul. Că intru un pic în ei. Am pe 2, back trecul la maxim. Hai mă băieți că mă bag cu digul un pic în ei, că trebuie un pic așa să... Le arătăm cum se joacă. Dau coduri sau ce? De ce? Sau așa jucați voi de obicei, că n-am jucat niciodată cu voi, să moară Jaxi. Au coduri sau... A? Nu, ei, de la ei. Au coduri, că văd că vă cam bat pe toți, să-mi bat picioarele, dar până acum... Bine, eu nici nu i-am lăsat să-mi dea, dar până acum nici nu mi-a dat așa tare. Ba, dacă m-a omorât, oaia, am crezut că m-a omorât să-mi bat picioarele. Că îl înjuram de toată familia. Hai mă tu, zgura mă te. Ia VP-ul, că eu joc la Deagle. Ia uite-l pe ăsta cu aia, dăraș cu neghevul, să moară Jaxi. Ba, mă, gata, mi-au ban să moară Jaxi, mi-au ban. I-am dat Free Fire, am crezut. Bravo. Nu-i problemă, nu-i... E apartamente, coaie. A, ba da, se duce... Prinde-ți-l, du-te acolo, du-te dinspre city. Spre apartamente. Du-te, under, ăsta, Otaris Daddy, că e under, dar eu nu mă mai duc, am dat obvious și mă prefac că nu-l știu. Îmi place AVP-ul că poți să joci obvious cu el fără să-ți arăti sinta și de astea, știi? La AK, dacă îmi dau FOV-ul mai tare, îmi sare sinta rău de tot și îmi iau ban. Fie că dau ace runda asta, să-mi bat picioarele, dau ace, fii atent aici. Nu, bravo, m-ai salvat. Am revenit, băi. Bine, măi, Iliuță, ce ai făcut? Ți-ai dat țan cu uraganul? Ai făcut și tu un story ceva? Unul mort. 2 morți. Nu! Al treilea le-am omorât și am încercat să-i dau și obvious. Unde? E apartamente ultimul. De fapt, unul dintre ei. Mamă, ce-mi place stiletul ăsta, cum îl văd. Nu, Andal, nu-i nimeni, poți să te duci. Ai, stânga, băi! Nu e, na? Ia stai, că mi se pare că am văzut ceva. Bă, unui apartamente 100%, dar unul... Bă, te-ai scau coduri, mane. Dacă au dat time-ul să se injecteze, ești nebun. Mamă, ce bunny hub faci, îl faci din rotiță, mane? Da. Nice. Faci bunny hub mai bine decât fac eu cu scriptul, să-mi bat picioarele. Bă, s-ar putea să ducă... Unul vine mid, unul vine mid, 100%, orange. Ai grijă mid, din stânga. Acolo, top mid. E aici. Ah, bravo. Și ultimul, stai că nu-mi văd, să-mi bat picioarele. Nu-l zăresc în zare. Da, e vine rampă. Bravo, mă. Hai, mă, care e în bună. Ia uite-l și pe ăsta cu Shadow Daggers, Rust Coat. Cât costă astea? Bă, ești nebun și ești mecher. Eu? Nu, eu. Pentru că ți-am zis că mă pun pe binge. Ia stai, mă, să-mi bag și eu... Să-mi bag și aici niște Shadow Daggers. Eu văd cuțitele la voi și mi se face și mie ciudă de... Ciudă și-mi bag și eu cuțitele voastre. Vezi ce înseamnă să fiți boss. Vezi un skin la cineva, ți-l iei și tu. Ia uite aici, ce frumoase sunt. Țucăle, mami. Mamă, ar fi fain să se facă un... De asta, un skin changer server side. Să vadă toți care-s cu tine skin-ul pe care l-ai. Ar fi șmecher rău de tot. Nu, 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 Andrea. Nu. Hai că moare acum. Hai, mă, bossule, dă-i pic. A, da și el un nade. Hai, mă, băgați aș. Unul mort. Băi, coaie, unul top mid. De ce nu spuneți? Mort. Bravo, unul apartamente. Vezi că ți-e aici, Christy Spider, ai grijă. Mamă, ce e mai să moară Jackson. Eu? Vezi că-ți vede capul, vezi că el are avantaj. Nu, nu te duc, are avantaj. El îți vede capul. Ai grijă, bravo. Ultimul e apartamente, vine înapoi. Du-te, du-te, stai. Vezi că se duce, te rob, T-base. O ia spre T-base. Puteai să te duci și pe mid să... După el, Dana. Diadengă ăștia, dau surrender, să moară Jackson. Da. Vezi că vine aici, băi, ai grijă în stânga. Du-te, du-te, că nu se uită la tine. Se luptă, acum se uită la tine. Du-te, du-te, că e pe mid, duce pe mid, du-te după el. Tu mă să-i fur și o ținta lui Andov, îmi place, ești nebun. Du-te, iau la dreapta aici. Cred că se duce pe B. Mhm, s-a dus B. Du-te cu tupeu, că zic eu dacă e ceva. Zic eu dacă e ceva. Plantează, e side. Băi, cu aia, cred că nu e B. Nu e B, că nu-l văd. What the fuck? Cum dracu s-a dus spre B și după a luat-o pe... What? Mamă, cât de prost, se scuze. Da, du-te pe acolo, pe jungle. Era mai ok. Ia întoarce un pic capul spre site să văd unde e. A, e acolo la Tetris sau Sandwich sau ce dracu ăla, nu mai știu. Acolo, în groapa aia, între alea. Nu, acolo, bravo. Bravo, mandule. Săracul acum ce îi dau balele pe la gură când au văzut că te duci direct pe el. Mamă, și-ați dat de meciurile alea nebune care jucau ăia cu aimware, nu știu. Iliuță, tu știi, nu? Când cu aimware-ul puteai să dai no spread. Prin vremurile alea de prin 2015-2016, când aveai no spread pe serverele de competitiv și puteai să dai cu aimware-ul din sărit. Săreai pe toată harta, făceai bunny hub toată harta și luai pe toți în cap. Gen doar mergeai cu AVP-ul în mână și eu mână. Da. Mamă, am prins vremurile alea când venea cât un dăla și mă omora, venea să-mi tai gâtul, ești nebun. Acum e mai lejer cu cheating-ul, acum legit nebunii. Înainte-i dorea pe toți în cură. Ce lejer că intrăște cu game sense-ul. No. Puteai să ai aimware-ul de atunci și... Adică... Atunci sau? Gen zic, puteai să ai un hack care tot așa, să tragi din mers și așa și tot te bate game sense-ul acum. Na, nu mai e așa de bun game sense-ul mare. Dacă intră cu Neverlose-ul, piști pe unul cu game sense. Na, atunci... Mamă, ce hate o să ții în comentarii pentru asta acum. Bă, uiți, fără spărare, dacă un cheat invite only și e așa ridicat de slăv, nu înseamnă că e și bun, bă băieți. Contează și cine e în spatele cheat-ului și nu numai cine e în spatele cheat-ului, că dacă -s doi oameni de aceeași calibru, adică dacă eu m-aș juca acum cu Ilie, High Hawk vs Excelsior avea GameSense cu cel mai tare config și eu aș avea Neverlose cu configul pe care l-am eu acum, l-aș bate, mai mult ca sigur. Bine, Ilie, săracul, Vlădus reported. Reported. Băi, coaie. Salut! Mid. Da, știu. Vezi că l-a trage de rupe. Mort. Full flash. E top mid. Da, tot. E unul top mid și unul aici în dreapta la scaun. Unul la scaun aici. Mort. Mamă, cât de obvious, pot să jos să moară Jaxi, chiar vreau MG Elite-ul ăla. Ești nebun? Mamă, ce bunny hub face ăla de la ei, artista ăla, cred că are și el mare cod. Poate să facă un bunny hub într-un fel să-mi bat picioarele. Duceți-vă că se duce pe rampă, duceți-vă repede rampă, că eu mă duc așa pe aici, mă prefac că nu-l știu ca să nu paroviez, dar e pe rampă. Bravo, mă, băieți. Hai, mă, că mă descurc aici cu Andu, cu băieții, cu Water is Daddy. Hei! Să moară Jaxi. Să moară Jaxi, ce-am putut să fac, Jesus. Ai văzut, Ilie, faza? Mamă, ce-am putut să fac. Vai, Jesus Christus. Ce-am putut să fac. Băi, coaie. Prietene. Prietene. Du-te și omoară-l. Am zis, du-te și omoară-l. Băi, coaie. Ce, mamă, ce noscop am putut să-i dau. Da, mă, dar și eu l-am văzut prin T-base. Făcea omul banii, ha, vlăduțe, enjoy ban. Ok. Tot ok. Ok. Hai mă băieți că acum la teror ar trebui să fie altcumva. Dați toți rush pe ea. Dar dați rush ca lumea, mă duc pe palat, voi toți patru duceți-vă pe rampă și intrăm toți deodată. Eu sar așa din palat, fac un mare parcurs spre căcatul ăla, spre crate-ul ăla de acolo și rupem, aici nebun la cap. Hai, dați rush, intrați toți, să moară Jax, intrați toți. Unul jungle. Tu-ți gura, l-am omorât pe ăla din jungle, băieți. Bravo mă băieți. Las că e bine, las că e bine. He, patito ăla tot mă face pe mine codat, dar... El rupe codurile de 10 ori mai tare decât mine. Da, la i-am văzut pe amândoi. Unul mort. Nice. Unul ladder room. Nu mor și ești pe ăla din ladder room. Ok, vezi să nu ne dea ninja defuse, ești nebun. Bă, aia e coaie. Are cod? Ia uite-te, pe mine, uite-te pe mine. Unde e jungle, mă? Bravo, și ultimul e pe rampă. Ah, am vrut. Băi, eu l-am omorât, lol. Ce flic i-am dat. One Vagban, un record. Reported Vlăduț. Doamne, intru cu Deagle-ul iar în ei. Haideți mă pe ea. Că dau ace runda asta, să moară Jaxi, de nu dau un ace frumos. Apar și eu la One Flash pe episod, devin popular, ești nebun. Bă băieți, dacă vedeți episodul ăsta la One Flash, nu vedeți, scrieți și voi acolo. Băi, ăsta, bă, One Flash ăsta era RAUL2K, mane, iartă-l. Mamă, coaie, nu mai legit noi. Nu-i legită la coaie. Știu. Și nici nu trage așa la DMG, vorba ta, două de recu, că la DMG deja ești ca silver-ul. Ia uite, opa. Unul mort. Da, moare Jax, intru cu Deagle-ul, nici nu mă... Ia uite-l pe ăsta. Bravo, bravo. Hai că plantez mova, băieți, dați-vă de aici. Jungle? Eu nu înțeleg cu ei, unde e jungle? Că e la window, eu nu văd niciunul jungle. Nici window măcar. Da, ultimul. Short. Pe nu, era să-l omor. E ladder room. Sau așa a vrut el să cred eu. Raul? Da. Vezi că ăsta nu e un match prost pentru Andu, așa joacă el de obicei. Da? Mama, Andu, să moară Jaxi. Ți-a zis-o, mane. Ți-a zis-o. Mama, ce-mi place skin-ul ăsta. Ia uitați-vă pe partajare, ce ziceți de skin-ul ăsta de Deagle? Ia uite aici cât de top e, și așa un pic fade la lumină și uite cum arată, ia uite aici. Și e și un pic fade la lumină, ia uite cât de fain arată. Da, da, da. Da, e frumos, e frumos. E așa alb cu 3 X-uri, nu, cu 2 X-uri așa desenate pe țeavă. Am cărat meciul ăsta. Bă, Iliuță, zici și tu ceva, trăiți-ar. E primul episod în care... Mamă, dacă mergeai tot drept orange, făceam banii pe capul tău. Ce, mă? Zici tu ceva, mă, frate, că fiecare episod îl filmez cu tine și acum brusc. Mamă, uite ce era să mă moare asta. Și acum brusc. Frate, nu mă mai joc, lasă-mi voi să joc. Da. Păi zici tu ceva, mane, că oricum îi rupem pe ăștia în două, să moară Jaxi, trebuia să zici. Ok, o să cenzurez asta la montaj. Bă, băieți, Ilian n-a zis nimic, e pe mut sau ceva. Cred că e pe mut, Ilian. O, mă, că glumesc, ești nebun la cap, chiar crezi că tai. Nu-mi bate pe la under. Chiar crezi că tăiam eu de la montaj, frate? Da. Nu. Am tăiat chestia aia cu știi tu ce și nu mai zic că nu mai am chef să editez atâta. Că na. Demonetization, ești nebun, nu mai mă cinsteam. Nu mai puteam. Mă uitam la Andu și dădeam pe C, că eram obișnuit cu Optifine-ul de pe Minecraft, să-i dau zoom. Băi, coaie, nu trebuia să-mi dai aia, dă-mi înapoi coaie arma. Băi, coaie. Mamă, mă, să-mi cumpăr AVP să moară Jaxi. Am crezut că are AVP, mi-a dat mare țeapă Andu, mi-a dat SSG și eu am dat AK-ul. Ah, Jesus Christus. Ia la-i pe-a meu, ce raș dă pe mine. Stai că eu vreau să... Bam. Hepatito. Ce ai făcut, bossule, trăiți-ar. Hop, backtrack de 4 secunde. L-am dat și voi bomba, băieți, fac și eu 100 scor. Doamne, sper să iau MG Elite-ul ăla, că nu mai rezist. Nu mai, I don't resist, guys. Mamă, ce-am putut, ce... Ce m-am speriat. Și ăsta are no scope. Nu! Hai mă, vreau să dau no scope, bossule, vino încoa. No scope, mamă, să moară Jaxi, bine dacă vrei. Puneți și voi pe asta părerea aici, bă băieți, iau în cap sau nu? Ne bucurăm și noi aici sau nu? S-a jucat Ilie pe contul meu, dat aproape rage cu scorul 145 și n-a intrat. Ia întreabă-l pe Ilie cum mi-a cerut contul într-o a zis, bă frate, dă și mie contul, promit că nu joc, frate. Obvious, maxim 20 de kill-uri fac, frate, eu doar să mă joc așa, să stau și eu cu băieții aici pe Discord. M-am uitat a doua zi la meciurile jucate, avea un meci cu scorul 145, trăiți-ar familia. Și vreo 48 de kill-uri, 49, dreco, avea oricum multe kill-uri. Te-ai lăsat-mi și pe mine să plantez bomba, bă băieți. Mamă, am scor fix 100, dar aia e. Rencapul, băieți. Unde beat? Unde beat? Bravo, hai mă zâne dacă am luat rencap să moară Jaxi. Hai zâne dacă am luat rencap, bă băieți. Băi, coaie, n-am luat rencap. Ați luat careva rencap? Măcar așa, să fiți voi aia norocoși. Băi, coaie, știați nesimțiții gay, bă, nesimțit, coaie. Băi, trăiți-ar familia. Fii atent aici, am... Mamă, fii atent. Îi al 1-lea, al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea, al 5-lea meci câștigat la rând cu pe primul loc. Băi, coaie, cei cu meciul s-au dat surrender, cred că. Deci în rest toate meciurile sunt pe primul loc. A, ba nu, coaie. Aici ce dracu s-a întâmplat? M-am jucat eu sau... Eu dai? Asta e meciul de hackback. Mă rog. Tot sunt câștigate. Și tot sunt cu peste 15-20 de kill-uri. Ah, nu înțeleg sistemul ăsta. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like și un subscribe. Să facem 2369 de like-uri, așa cât au zis Andu și Iliuță. Aveți și Insta-ul deschide. Hai să nu se supere. Dați și voi acolo un follow. Și noi ne vedem data viitoare. Salut! Deci voi ceva, mă. Așa, bine.